Nereguli grave la stația de sortare Drăgănești din Prahova. Tone de gunoaie din întreg județul au ajuns să fie depozitate la stația de acolo. Localnicii susțin că mirosul în zona a devenit insuportabil. Primarul a decis să oprească accesul mașinilor de gunoi. Zilnic 500 de tone de deșeuri ajung să fie stocate la stația de sortare și de transfer de la Drăgănești, Bărăitarul. Chiar dacă ar trebui să fie ridicate în mai puțin de 48 de ore, acestea au ajuns să stea chiar și o săptămână. Localnicii susțin că mirosul provocat de gunoaie este insuportabil și se plâng că localitatea lor a devenit groapa de gunoi a județului. Din imagini se poate observa cum munții de gunoaie se înalță văzând cu ochii. Pentru a face loc gunoaielor, angajații Rosal au recurs la gestul de a tăia pomii din curte. La scurt timp după incident, administrația a decis să oprească accesul mașinilor de gunoi la stație. Astfel, peste 30 de mașini de gunoi au fost întoarse din drum. Primarul a făcut numeroase sesizări la Garda de Mediu, însă cazul este în continuare nerezolvat.